Jandarmii Gorjeni pot răsufla ușurații, după cum afirmă chiar șeful acestora. Chiar dacă s-a speculat pe tema disponibilizărilor din sistem, în acest moment nu se pune problema unei astfel de decizii. Sperăm să nu fie, oricum le-am transmis personalului, că nu trebuie să-și facă grijă în momentul de față, în ciuda zvonurilor, da? Să le zicem așa, că se tot discută, că domnul ministru a făcut nu știu ce afirmație. Nu, le-am spus, domnul ministru nu a discutat despre disponibilizări, nu a discutat despre reorganizări, nu a făcut nicio referire la asta. A spus doar organizare a jandarmeriei și mai făcea referire la două instituții, dacă mai țin-o bine minte. Popescu a mai precizat că ar mai fi nevoie de personal la inspectorat, însă în cazul în care nu se vor mai face angajări, unitatea se va descurca.